A revenit în direct și sigur că se previne la discuția importantă despre aceste alegeri care urmează în acest an să se desfășoare. Cei de la PNL și-au stabilit deja rezolvarea problemei. Problema alegerilor se va rezolva cumva prin această comasare, în sensul că primarii vor fi nevoiți să-și scoată activul de partid și acest activ odată ieșit va începe să voteze ca nebunul, indiferent ce-i dai. Mi se pare mie, domnul Buzoianu, sau cam s-a ajuns în punctul comasării și toată lumea da acord și e bine așa și hai. Nu, eu aș adăuga la acest entuziasm să spun și că, domnule, să comasăm și cu alegerile care urmează peste 4 ani. Pentru că degeaba le comasezi pe asta, dar dacă vrei să faci o economie ca lumea. Nu, dar de ce nu le comasăm pe toate 4? Doamne, nu știu, am văzut deci că există și nebunia noi asta. Doar localele de europarlamentare? Și stăm separat cu prezidențiale, cu parlamentare. Stăm în tensiune, după aia nu știm, păi nu da, putem. Da, și stau să... Încă alte zi, 10 zile și încă 10 zile pe care le pierd copilașii de la școală. Deci, domnul Buzoian, vă rog. Dacă tot s-au apucat de comasare, să facă o treabă serioasă până la capăt. Să avem alegerile locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale da. În aceea zi. În aceeași zi ce să se... spun, hai că cetățeanul român cred că e capabil să gestioneze așa. Bine, face un efort, se mobilizează. De și de banii ăia, oferi cetățenilor români un, nu știu, un prilej de... Nu, de lasă, nu trebuie să le oferi. Te dai niște zile libere. Poți să crești pensiile speciale ale parlamentarilor. Românii se bucură și de așa ceva. Sigur, mulți își doresc. Știi că oamenii te opresc pe stradă și spun, dom'le, ce ați auzit? Mai crește ăștia pensiile speciale ale parlamentarilor? Mai crește ăștia sau nu mai crește? Că până la urmă tot așteptăm în tensiune cu creșterea asta de pensii speciale. Domnul Zanfir, ori da. Pensiile astea speciale, spun, nu sunt nici cali, nici băgare. Ele trebuie crescute până la un nivel la care să te uiți apreciativ acolo. Adică deja mi se pare totuși că suntem mediocri la pensii speciale. Adică se poate duce la un alt nivel pensia specială. În egală măsură, cei de la PNL vin și rezolvă problema punând oarecare presiune pe liderii locali, regionali. Zic, bă, dacă nu obțineți un scor, și zic aici foarte clar, deci mă uit la declarația asta în clar, conducerea filialelor județene, care se vor clasa pe ultimele 10 locuri în clasamentul rezultatelor la alegerile europarlamentare din 2024, vor fi dizolvate. În stabilirea clasamentului se va ține cont de ponderea de populație maghiară. Deci, acum, nu mai e de vină domnul Bode, de exemplu, pentru un eșec la europarlamentare, sunt de vină, până la urmă, filialele astea, care nu reușesc să scoată un scor important. Ei sunt doar constatativi. Pare că ei sunt, domnul Bode, domnul Ciucă, sunt doar la reușită. Cumva, dacă se reușește un scor bun, dacă se izbutește un scor bun, este datorită conducerii. Dacă nu se izbutește un scor bun, din cauza acestor filiale care n-au tras suficient de mult. Mi se pare o soluție foarte bună cea identificată și chiar cred că din capul locului cred că nu are cum să ieșuieze PNL-ul aceste alegeri. La finalul lunii ianuarie, ceea ce înseamnă nu ieri alaltă ieri, da. Biroul Politic Național al PNL-ului a dat o decizie. Decizia 6. A luat o decizie, da. Așa contează. Și zice în felul următor. Sunt trei articole în această decizie. În primul rând, președintele filialei județene a PNL candidează fie la funcția de președinte DCJ, fie la funcția de primar al municipiului reședință de județ. Deci conduci un județ, candidezi. Ori la primăria, cea mai importantă primărie, ori la Consiliul Județean direct. Nu, da. N-ai. Punctul 2. Candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean sau la funcția de primar al municipiului reședință de județ, care nu vor obține un scor politic, care vor obține un scor politic sub scorul filialei județene sau municipale, nu vor mai avea sprijinul partidului pentru eventuală candidatură la alegerile parlamentare. Deci, candidezi la primărie sau la Consiliul Județean, obții mai puțin decât filiala ta și te gândești că te duci la parlamentare și stai deputat sau senator? Nu! Nu mai prinzi nimic! Nimic! Nu mai prinzi absolut nimic! Deci în momentul de față, cum ziceai tu, nu mai e problema conducerii ca partidul să obțină un scor bun și multe mandate, e treaba fiecărui om dacă își mai dorește un viitor politic sau nu, deci să-și obțină propriile mandate. Asta e decizia, puteți să o difuzați și pe ecran, că e scris frumos. Te-ai gândit că totuși are o responsabilitate și conducerea pentru... Nu! Avea o responsabilitate, această responsabilitate s-a rezolvat și sigur aici trebuie să-i remarcăm o destoinicie domnului Bode dacă a fost ideea dânsului. Sunt deci, acolo niște virgule pe care eu nu le-aș fi pus, dar mă rog,
Institutul de Lingvistică de la Partidul Național Liberal, înțeleg că așa a formulat. Și acum articolul 3, care, din punctul meu de vedere, e cel mai important. Conducerile filialelor județene care se vor clasa pe ultimele 10 locuri în clasamentul rezultatelor la alegerile europarlamentare din 2024, media dintre procent și numărul de voturi, ca să știi cum se calculează acest clasament, vor fi dizolvate. Vor fi dizolvate. Vor fi executați. Vor fi șterși din istorie. Li se va confisca certificatul de naștere, va fi ars, vor fi lăsați în pielea goală și vor fi transportate așa pe mijloc orașului. Și izgoniți din țară și trimiși la război în Ucraina, pe front, să se bată cu Putin. Vor fi vorbiți urât la televiziunile bine plăcute conducerii PNL. Uite, aș plusa și cu așa ceva. Va fi făcut praf de domnul Prelucianu în a maxima audiență. Nu știu, mă gândesc că aș mai adăuga cumva. Nu, să pui presiune. Dacă vrei să pui presiune, pune dracu presiune ca lumea. N-ați nu așa. În calcul efectul de recul. E posibil asta să-i ajute. Se ajute corect, corect. Deci, ce mi se pare mie interesant aici, domnul Buzăianu, e că se continuă această decizie în felul următor. În stabilirea clasamentului se va ține cont de ponderea populației maghiare. Asta da, ne marcați și eu ca unde fiind e vorba, unde totuși, sunt. Da, pentru că Radu e și Radu, e și problema asta, că vezi, mai sunt unguri până Ardeal și există organizații județene din Ardeal care pot obține un scor mai slăbus pentru că sunt oameni de ispravă, oameni pe care conducerea partidului poate îi apreciază. Deci, acel punct are legătură strict se va lua cu Clujul. Calcul. Nu, acolo Clujul? Nu trage. Acolo hai. Unde cine lasă. Ce doamne artă-mă se întâmplă? Deci se va calcula unde pompula. Da. Ok, bun. Am înțeles. Între timp trebuie să remarcăm această reușită a Partidului Național Liberal de a lua o decizie în privința Bucureștiului. E clar, nu-l vor mai susține pe acest Nicușor Dan. Îmi place exclus, cum acest nu e Nicușor, acest Nicușor Dan. Reducerea, deci comasarea alegerilor funcționează inclusiv împotriva actualului primar general. Da. Și ei știu treaba asta. Da. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care atât PSD cât și PNL își doresc organizarea alegerilor locale paralel, simultan cu cele europarlamentare, pentru că asta ar scurta un pic, domnul Buzăianu, durata primarilor în funcție. Nu știu, adică n-ar scurta-o și ar duce până la capăt mandatul, doar că cum stai și te gândești cum îți duci mandatul, știi că de ce și-ar duce până la asta cred că va fi înțelegerea. Eu bănuiesc că așa va fi, pentru că până la urmă legal trebuie să n-ai cum să scurtezi, trebuie să îți duci până în capăt. Stai un pic, dacă noi organizăm alegeri da. Locale cu parlament, cu europarlamentare. Îți preiei mandatul la finalul mandatului celuilalt. Deci noi te votăm acum și mai stăm 6 luni cu tine pe cap? Da, așa e. Păi nu se pune problema altfel. Dar tu ești judecat în funcție de mandatul tău și realizările tale. Și tu mai ai 6 luni și tu mai ai 6 luni în care ești în gol. Asta e stupiditatea acestei decizii. Deci, pentru un primar care a avut o consistentă bucată de mandatul său de plătit datoriile lăsate de fosta administrație și care s-a apucat de cheltuit și investit mai târziu da. Și care se baza și pe astea 6 luni ca să-ți arate ce poate face. Am auzit niște peneliști astăzi, păi dar stă până în ultimele 6 luni? Păi n-a stat până în ultimele 6 luni. Dar primul an și ceva a fost un an în care s-au plătit datorii. Următorul an a fost un an în care s-au făcut niște restructurări, că ne prezentau în campanie caracatițe. Păi tu crezi că îți scap de caracatița aia pognind în degete? Rogi caracatița să părăsească instituția? Tu ai de muncit acolo. Să scoți caracatița, să scoți primăria din datorii, să atragi niște fonduri europene, să dai drumul unor proiecte, să finalizezi niște proiecte cu toate actele în regulă. Și da, scuză-mă, că după ce ai rezolvat toate problemele astea și ai o primărie cât de cât funcțională și ai un rating al capitalei mai bun decât ratingul de țară, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp, domnul Buzăianu, da? Da. Te gândești că în câteva luni poți să inaugurezi o serie întreagă de proiecte pentru că acum nu mai mor de foame tu primărie, ci ai și un buget de investiții. Și în lunile alea când te gândeai că bă, acum inaugurez, că eu în ultimii 3 ani am avut de spălat, de curățat, de făcut ordine după dezastru anterior, vine dezastru anterior și spune nu, păi acum facem alegerile. Da. Păi de ce să facem alegerile acum când tu ai avut... Deci dezastru anterior...
a avut mai mult de 4 luni, de 4 ani de mandat, că a fost pandemia și am amânat alegerile. Deci uite așa stătea dezastru anterior pe primăria generală și nu se mai scotea. Păi de-am ajuns cu alegerile în iarnă. Și ăsta care vine să facă ordine după 4 ani și ceva de dezastru, nu e lăsat nici măcar să stea 4 ani întregi până să fie evaluat, în condițiile în care el a pornit foarte târziu, că el a avut de reparat. Deci mașina lui a demarat mai greu. De ce? Că era stricată. Și nici măcar nu-i lași același interval. Păi, dar nu e vorba, domnule, că e Nicușor, dar putea să fie absolut orice. Uite, putea să fie primar general domnul Burdușa de la PNL. Așa, da. Sau doamna Firea de la PSD. Da, sau tot de la discuția Burduși. Se poartă în aceiași termeni. Dom'le, lasă-mă 4 ani să demonstri, după 4 ani mă evaluezi. Pentru spectaculozitate să adăugăm și faptul că Nicușor Dan și-a prolongat mandatul mai târziu decât ar fi trebuit din cauza unor chichițe. Dar ți-aduce aminte că s-a întârziat încă vreo 2 luni. Băi, a pornit și cu dezavantaj, să nu zic handicap. Da. Și nici măcar nu-l lași 4 ani întregi. El tot asta a spus. O să vedeți spre finalul mandatului rezultate. Vedeți spre finalul mandatului. Și astăzi scot codăgea unii poplatori de televiziune. Bine că ai stat în ultimele 6 luni. Mă, tăceți dracului din gură. Că a stat până în și ultimele 6 luni. Pentru că în primul an și în anul al doilea a fost de reparat, de plătit, de pus în ordine, de adus la zi, de pus pe zero prima dată. După care... de organizat un pic primăria, de adus oameni serioși, de scăpat de oamenii neserioși. Articol din... Bă, dar cât tupeu, mă, nene, mă, octombrie cât tupeu. 2020, da? Octombrie 2020. Articolul din 2020. Nicușor Dan acuză PSD că întârzie deliberat preluarea mandatului de primar, da, și cu o declarație, zice Nicușor Dan, probabil că mai au nevoie de câteva zile să șteargă urme și să rezolve solicitările unor prieteni. Deci schema PSD a fost să întârzie preluarea mandatului și schema PNL cu susține PSD este să-i scurteze mandatul. Asta este. Să urmărim. Bă, deci ăștia au exact aceeași abordare cu primarul general pe care o văd în dialog cu USR. Păi, da, scuzați-mă. Dacă voiați să faceți din România o forță mondială, ați fost la guvernare. De ce nu ați pus România pe primul loc în Uniunea Europeană cât a stat la guvernare? De ce n-ați rezolvat toate problemele cât ați fost la guvernare? De ce n-ați făcut orice? De ce n-ați reîntregit România? De ce n-ați făcut unirea cu Republica Moldova? A stat 8 luni la guvernare. Nu-i se reproșează. Bă, niciun copil nu face în 8 luni. Nu-i se reproșează rudrulă kilometria de autostradă. Exact asta au scos când vorbești cu ei. N-ați construit nicio autostradă. A fost 8 luni la guvernare. Dă scuze, suntem sătui. În 7 luni nu s-a construit nicio autostradă. În 7 luni n-ați făcut autostradă în țara asta. Da? Păi, și îți dai seama. Da, oamenii o zic, dacă i-ați ascultat cum vehiculează acest argument, o spun și cu un oarecare... Nu că pare că și eu patos, o și adică cred. Nu pare un mic, pare că, bă, nu-i normal așa. Ei probabil își fac niște calcule. Bă, nene, eu în 8 luni făceam banii pe 6 ani. Probabil asta e abordarea lor. Că eu nu știu care e mentalitatea PSD-stopenelistă. Da. Dar când îi reproșezi unui partid că în 8 luni n-a rezolvat toate problemele, a avut 8 luni întregi. Iartă-mă. Ai avut 8 luni. Bă, nici nu m-ai lăsat să fac un circuit complet al anului. Am avut 8 luni. Dacă era ceva demonstrat, noi am avut doar 30 de ani. Dar tu în 8 luni? Până te așezi, până... Nu-și mai pui problema de așa ceva. Este o relaționare ca la prâzlea. De la de creștea într-o zi cât alții în 7. Măi, de la tine sunt alte așteptări. Și de acum de la Nicușor. Băi, ai avut, nu zice nimeni, 4 ani. Măi, dar 3 ani și ceva ai tot avut la dispoziție. Să nu se înțeleagă faptul că, domnule, omul ăsta în anii ăștia n-a făcut nimic. Adică să nu se priceapă faptul că, domnule, avea asta 6 luni, acum urma să-i n-au. Nu, domnule, omul ți-a spus în fiecare zi ce a făcut. Și nu sunt lucruri puține. Adică în fiecare zi a comunicat lucrurile pe care le-a făcut. Dar poate mai are de tăia niște panglici în ultimele 6 luni. Dar scuză-mă, e o chestie de bun simț. În primii ani rezolv grosul, plătesc datorii, ajung pe zero, cresc ratingul capitalei. Fac un pic de ordine și spre finalul mandatului, când te invit să mă evaluezi, șterg praful, mai pun niște flori în glastră, tai panglica și zic, na, vă place? Păi ce-i fi vrut să inaugureze statuie în primul an de mandat ca să te țină cald? Păi am dat drumul la o statuie. Hai că ne-am mai făcut un concert. Nu, te-a pus pe zero, te lasă fără datorii. De concert și statui acum. Și ca să nu mai vorbim de țevile schimbate din capital, că mă, deci, pe cuvântul meu, problema e că le și merge, adică încep să-mi pun semne de întrebare și asupra electoratului. Au tot felul de nemulțumiri. Dom'le, piatra aia cubică, să știți că undeva am văzut că era sărită, era ciobită pe margine. Mie nu-mi place așa ceva. M-am dus în Capitala Europeană? Am găsit, uitați că am făcut și poză, dați un găinaț.
Păi, dacă dumneavoastră vi se pare normal să trăim în condițiile astea, încă unul că, nu știu, parcă și semafoarele astea, parcă țin un pic mai mult. E spectacol. Bate vântul, e curent, nu știu, parcă pe vremea doamnei Firea era și mai cald, era și mai... A început și războiul. Eu nu mi-amintesc război pe vremea doamnei Firea. Nu știu să zic. Deci au așa un și se alimentează așa cu ură să îl poată dușmăni liniștit, în loc să fie oameni sinceri și să spună: ni se rupe nouă de termie. Îmi place, am făcut frigul pe vremea ce am zis, obișnuit cu frigul. Vreau muzică, vreau voie bună, vreau să-mi cânte gratuit orchestrele, oricare instrumente. Biciclete. Vreau să-mi iau o bicicletă, da. O iau, nu merg pe bicicletă, bicicleta e pentru hipster, vreau să o vând, să iau banii pe ea, vreau să-mi fac ramă la ochea, vreau pomeni, vreau și eu să ne angajăm la primăria generală, vreau companii. Ce mă interesează? Ca ăla actorul ăla, era un actor, dar am vorbit cu el acum câțiva ani. Spune, domnule, că nu-s nebun, mi-amintesc. Este, da. Și cum ar fost, era un actor național, și da. Voia... Da, să-mi crească pensia mie acum. Domnule, că n-avem bani, nu pasă, noi se împrumute. Cine plătește? Copiii, nepoții, nu mă interesează să plătească. Da. Știi, era atitudinea asta. Și bă, la una pom pesedist era. La litru cu Nanicu. Nu știu, mă, asta nu face reclamă acum. Dar de ce omul era celebru de făcut de acea cam? Bă, atitudinea asta. Dar vreau să intervin brusc să vă arăt faptul că se mișcă lucrurile totuși la nivel de București. Dă bine de rău, se va scăpa de acest Nicușor Dan, pentru că PNL a organizat frumos, uite, a inaugurat niște candidați și niște candidaturi. Aș vrea să începem. Gata, cu... e pus cruce la îngropat. Domne, gata, e clar, pui, dar poți să faci față la așa ceva? Păi când am văzut după Stroie, zic, el candidează, prima dată m-am gândit, dacă candidează Stroie, e mâncat Nicușor Dan. După aia am înțeles. Nu, el doar a venit să încălzească un pic atmosfera și abia apoi a venit candidatul. Păi stai puțin. Da. Deci Stroie nu-i președinte de organizație acum, în București? Eu nu Stroie, domne, vorbim despre aceeași lucru. Da. Nu conduce o organizație? Cine e președintele organizației PNL Sector 4, de exemplu? Că doar nu mai e... cum îl chema, Pavel Popescu. Da, a plecat, are a plecat, are treaba, are el Ancom. Performează la Ancom. Deci e Stroie. Și asta înseamnă că Stroie va candida la primăria sectorului 4, că nu era așa regula. Președinții de organizații județene. Organizația de sector nu e echivalată unui județ? Ba da. Și deci va fi candidatul de la primăria sectorului 4? Nu știu, domnule, nu știm asta. Dar zici cineva unde e sectorul 4? Cert e că... Cum ajunge el în sectorul 4? Cine îl duce pe el acolo ca să poată candida? Cert el ar că... candida cu drag, dar trebuie să-i arătați care e sectorul. Deocamdată i-a făcut un laudatio lui Sebastian Burdușa, care deci dacă până la urmă... Stroie candidează face. Sectorul 4, da. Civilizat ar fi din partea lui Băluță să zică 10% îți dau avans. Haide, tu începe de la 10%. The fair play. Uite, începe tot de la 10%. Că e rău pentru Băluță. Bă, n-am cum să câștig cu 99%. Aici ar fi problema. Mă rog, depinde ce vor pune ceilalți acolo. Dar duce... dacă ne raportăm la PNL-PSD, n-ai, că, cred că nici el, dacă locuiește în sectorul 4, înseamnă că nu se votează. Deci dacă îl pui pe Stroie să îl contracandideze pe Băluță, o faci doar ca să îl duci în derizoriu pe Băluță. Dă-i, bă, un contracandidat ca lumea, să îți dai seama cum apare, că va trebui să-ți apară. Dați-mă unul să poată și pe cineva. Și pe cineva. Nu, dar sper că și-a luat bilete de vacanță. Da. Băi, nu vin în campanie, cer miză. N-am cum să vin. Nu pot să-mi... Da, să faceți ce vrei. Dacă e, mă sunați. O facem în iunie. Deci omul mă duc în concediu și vă las aici. Nu vreau să mă curt. Să-mi ziceți după aia că ați luat 2% sau un procent și jumătate în cauza mea. Dar eu așa mi-amintesc, domnul Buzăianu, că domnul Ionuț Stroie, pe care îl vom difuza în cele da, ce urmează. Nu sunt atât de nu sunt atât de în cunoștință de cauză în privința domnului Stroie. Nu prea îl urmăresc în altă postură decât cea de om de discurs, om de cuvinte, om care vine și spune câte ceva. Asta este postura în care eu îl văd pe domnul Stroie. Ionuț Stroie, președinte interimar al organizației PNL Sector 4. Gata, e de la Sectorul 4 și candidează acolo. Domnul Zanfir, e poate. Dar eu vreau să remarc acest, el este pe cuvinte. El este un remarcat al PNL-ului în ceea ce privește cuvintele. Toată lumea zice, domnule, dacă avem nevoie să spună ceva, trimite pe domnul Stroie, știe cuvinte. Să-l ascultăm. Hai să-l ascultăm. Domnul Stroie. Dacă într-adevăr dorim să transformăm acest oraș într-o capitală europeană, e nevoie de o schimbare de paradigmă totală. În locul neputinței, a imobilismului, a singurătății instituționale, a unui primar care se chinuie realmente, se administreze ca un șef de scară de bloc, țevile, căldura, antene și toate cele, trebuie să opunem o viziune nouă,
un om dinamic, un tip mobil, un om pregătit la universități de prestigiu din această lume, un om care e mult mai determinat și deschis decât ce a fost până acum la nivelul conducerii acestui oraș. E păcat că vorbim despre o capitală europeană în care cetățenii petrec blocați în trafic 150 de ore pe an. Unul din 5 blocuri în acest oraș are probleme cu agentul termic, cu termoficarea, cu apă caldă. Incredibil! Capitala europeană. Mort. Nu, dacă n-ai auzit despre ce vorbește, părea un spectacol de teatru. Zic, eu uite, mă, s-a deschis... Nu, îl văd la stand-up, eu îl văd la teatru. Îl văd la Bulanda, undeva, la teatru Bulanda. Este actor de teatru. Așa-l văd, nu? Care a zis că intră pe zona asta de stand-up, că nu e mare lucru să faci de-asta. Deci, n-ai, dar ai văzut că îl buvnea și râsul. Îl buvnea râsul. Aia s-am apreciat. Faptul că îl buvnea râsul. Comedianții care nu se pot abține și râs și ei la glumele lor, uneori mai mult decât public. Dar că aici nu și-a asumat faptul că spune glume. Singurătate instituțională, trebuie forță acolo. Vezi că la un moment dat ieșită, trebuie... Dai! Deci doar mișcarea scenică, că nu, sonor. Trebuie făcut. Dres. Uite, Burgea se uita, bă, nu fiți nebuni. O fi bine. Nu, mă ajută sau mă încurcă? Ceilalți îi spun serioase semne de întrebare. Da. Iar Sebastian Burdușa, când și-a dat seama că e vorba despre el, a zis, aoleu, dar de ce? Nu vorbi de mine. Nu te mai uita spre mine. Nu mai arăta cu mâna spre mine. Du-te în partea elaltă. Ia uite, iar se întoarce la mine. Uite, omul ăsta, altul nu știu cine, dar era îngrijorat. Adică asta m-a apreciat. Toată lumea era îngrijorată. Dar ți-am zis, Sebastian Burdușa spunea acum, uite cum pierd eu pe mâna lui ăsta. Uite, de zic, sper că nu se filmează. Cred că le-a făcut și semn așa de mână. Nu mai filmați, mai filmați. Dar așa. Domnul din cadru părea vizibil îngrijorat. Adică dânsul avea o abordare, o estimare foarte precisă a situației în care se află. Era pe figura lui, se cunoștea o stare de îngrijorare. E tot organizație, președinte de organizație, dar și s-a gândit să vezi că eu mai am de făcut evenimente cu ăsta. Trebuie să mergem în circuit. O singurătate instituțională acolo, dai, o dreacu. Deci, nu știu, unde ai văzut ultima dată așa ceva? La șprițuri, unde să vezi? Îmi place vreo. Pare așa ceva, hai mă, mai stăm de-o dreacu, că e de vreme. Hai că e vineri, mă, hai mă să mai ascultăm încă o dată. Singurătatea instituțională. Pare că și acum 5 minute dacă mă ascultați și mă, eu vreau să vă zic o treabă. Am zis o treabă, dar cum mă, ce pe mine capul așa, că voi sunteți mai deștept. Deci, ce vreau să vă zic? Da. Te trebuie o singurătate, da, trecută, da, mă. Trebuie ceva, domne, acolo. Te trebuie, domne, ceva, cam. Ceva. Ăla e, pentru că, uite-te puțin. La un moment dat își deșe sau, bă, acum stai să vorbesc serios, că vorbim despre viitor. Vorba aia, viitor, te trebuie pe cineva cu studii în străinătate. Uite. Nicușor Jordan. Hai mai dați-l o dată, că mi-a plăcut mult de tot așa. Că el nu știa că Nicușor Jordan are studiul din străinătate. N-ai de unde să știi. Nu ar comenta. El abia a venit președinte la 4. N-a avut timp să învețe, să-i cunoască, să-i... Deci asta e calea victoriei. Am înțeles. Unde fac dreapta spre sectorul 4? Ia să încă o dată, mai dați-l o dată. Bucuria, bă, ce bucurie. Dar de ce n-a rămas el acolo? Nu știu, el vine de la o zi de naștere ceva. N-are de la o tăiere de moț, de la o rupere de turtă. N-ai cum să vii așa direct de acasă. La ce oră a fost evenimentul ăsta? Nu știu, dar... Era întuneric afară? Părea pe întuneric. Dacă e pe întuneric, mai bă, ce nevoie ce suntem de la poliția Moravuri? Lasă omul în pace să-i simtă bine cu viața. Dați-l încă o dată, vă rog mult. Dacă într-adevăr dorim să transformăm acest oraș într-o capitală europeană, e nevoie de o schimbare de paradigmă totală. În locul neputinței, a imobilismului, a singurătății instituționale, a unui primar care se chinuie realmente, se administreze ca un șef de scară de bloc, țevile, căldura, antene și toate cele, trebuie să opunem o viziune nouă, un om dinamic, un tip mobil, un om pregătit la universități de prestigiu din această lume, un om care e mult mai determinat și deschis decât ce a fost până acum la nivelul conducerii acestui oraș. E păcat că vorbim despre o capitală europeană în care cetățenii petrec blocați în trafic 150 de ore pe an. Unu din 5 blocuri în acest oraș are probleme cu agentul termic, cu termoficarea, cu apă caldă. Incredibil! Capitala europeană!
Nu e incredibil, dar te-ai gândit totuși. Păi, dar vorbești așa, ca un, nu știu, ca un Cicero. Ai văzut că el are obiceiul ăsta, așa, pare așa un spectacol al discursului public. Ce pare așa o plezare. Ce mi-ai făcut, Radule, astăzi? Doamne, nu știu, dar așa mult îmi place. Toată seara numai așa o să vorbesc. Eu, toată seara, pentru că prea mult farmec are să vorbește. Domnul Zafi, s-o fi gândit, domnul Stroie, de faptul că se petrece foarte mult timp în orașul ăsta, să stai la semafor. 150 de ore într-o zi. Într-o singură zi. S-o fi gândit, domnul Stroie, care legătură cu dezvoltatorii imobiliari care au construit pur și simplu, fără nicio noimă, în acest oraș, pentru că au fost primari prea deschiși. Unde au construit? În curtea PNL-ului? Și în curtea PNL-ului. Și peste tot s-a construit. Filmarea asta, domnul Buzăianu, instituțional. Are, lasă-l, că el nu pe politică e bun. Dar are efect terapeutic. Nu, no, ne-a făcut bine, domnule, deci dacă... Băi, sănătate curată. Da. Deci când te simți mai așa, de zici, băi, și viața asta, până la urmă, ce sens are? Păi punem o dată filmare cu Stroie de la 4. Da. Știi? Da. Și simți așa că, a, bă, că e frumos, băi, viața e frumos, și cu bune și cu rele. Singurătate, instituție. Deci ascultam un om care habar n-are, nici nu și-a pregătit absolut nimic. Și a zis, da, mă, dracu, că o fac acolo, o improvizez. V-ați notat ceva, domnul Stroie? A, mă, zici că sunteți nebun. Păi, eu, ia fiți, atent. Se stă mult în trafic, sunt probleme cu termia, cu apă caldă, căldură și primarul ăsta nu e în stare să gestioneze. Ca un administrator de bloc. Antene și... Ce antene, mă, parabolice? Ce antena 3, antena 1. Antena 3, CNN. Ce să gestit? Băi, n-ai mâine. Dar, mă, da, așa de... Vine pregătit complet. Mi-amintește de niște colegi care au venit la BAC așa și aia, bă, că nu, nu, cerem un 5 faci. Deci el a venit, dar a venit și sigur pe el. A venit și sigur pe el. Și a zis, îi fac de mișcare scenică. De... Eu, pun pare, la un dar de că și-a dat seama, nu pot să cred, că am ajuns la vârsta asta, dă departe în viață, așa. N-ai cum. Știi, cred că e mentalitatea omului că, bă, dacă n-am muncit eu o zi până acum, n-am de gând să mă apuc. Cât mai am până la pensie, în 20 ceva. Îi fac din cuvinte, nu? Atmosfera lui era de om care realmente e încântat de faptul că îi face din cuvinte pe ce. Hai să ascultăm și pe domnul Burduja. A vorbit și domnul Burduja? A zis și domnul primar, okay. Nu se poate. Okay. Păi, domnul primar de la 4? Domnul primar de la 4? Acum domnul primar de la capitală, vă rog, caseta. Ai nevoie de o a treia cale. Asta cer bucureștenii. Am făcut un sondaj pe București. De departe, peste 70% dintre bucureșteni au spus vrem altceva. Ajunge. Avem mult prea multă valoare în acest oraș. Domnul Burduja, câteva cuvinte în legătură cu această situație. Nu a avut misiune grea, Burduja, că venea după Stroie. N-aveai ce să faci decât să scoți 3 mandarine și să începi să spui. O prindeai în dinți, n-aveai ce să mai faci. Nu, nu mai conta. Puteai să ai un PowerPoint, nu mai conta. Nu, da, cred că publicul a și plecat. Adică după... Nu, că eu am venit doar pentru Stroie. Eu îl urmăresc peste tot, l-am văzut, mă duc și când face în sectorul 4 are el reprezentat. Dar problema e că nu există, pentru că asta e principala problema politicii românești și nu doar românești, domnul Buzăianu, da, că e un fenomen. Dacă aveți fenomen. Am principala problemă, că știu că tot trageți de mine să o spun, n-am vrut, acum m-ați prins la cotitură și voi relata tot. Domnule, ipocrizia. Nu e unul acolo care să-i fie prieten adevărat, că sunt convins că când a venit el președinte, i-au dat o să facem treabă la sectorul 4, aveam nevoie de un om ca tine. Hai că acum să vezi tu ce-i facem. Nu ești numai candidează băluță de spaimă, o să se ascunde la primăria generală când aude că vin sector și altele de astea. Nu e unul sincer acolo, zic că băi, Ionuț, eu te știu pe tine de când erai atât. Cam bancul ăla cu Ștefan Cerul, nu pe Maria, că îi știu de când erau atât. Păi nu mai vorbi. Hai mă, că te știe partidul. Cum te... să zică să nu mai vorbească când este împins continuu la vorbire? Da, uite, sunt tot oameni, timpul. Oameni acum, răi, vor rău. Necazul cu Iulian Dumitrescu. Du-te și... A vorbit și pe subiectul ăla? Da, le-a spus, a fost întrebat. Du-te și spune-le, explică-le oamenilor ce cu Iulian Dumitrescu. Deci un prieten adevărat, dacă le fi, iar zice, bă, încearcă să nu vorbești. Deci știu că până acum doar dăm vorbe, că fapte zero. Băi, încearcă tu să nu vorbești. Și să găsim o sinecură. S-a putut pentru atâția peneliști, nu se poate și pentru băiatul ăsta care e în copilărie, membru PNL. Bă, plantați-l mă undeva și pe el să ducă la un consiliu de administrație și ia banii, stă liniștit. Pentru că ăștia din jurul lui
îl alimentai și ce le-ai zis, Ion? Mamă, și când ai dat-o aia cu singurătate instituțională. Da, toată lumea îi lasă senzația că el face bine ce face. Și el, sigur, e foarte supărat pe noi, nu ne place de nicio culoare, pentru că am vrut să fim sinceri. Băiat tânăr are toată viața înainte să-și schimbe traseul ăsta greșit pe care a luat-o. Că el a luat-o pe un drum greșit, pe drumul vorbitului. Cineva îl tot cineva îi bagă, i-a băgat în cap, e foarte bine ce face. Da. Dar nu e adevărat. Mie, Ionuț Troie, știi de cine mi-amintește? E un avocat la Antene și la partidul lui Voiculescu. Da, domnule, știu ce, doamne, vopsit... Vopsit ăla, așa. Roșcat. Castaniu. Castaniu roșcat. Castaniu. Depinde. Depinde cum bate lumina de la studio. Depinde cum ce nuanță iese. Sau, depinde ce... Poți să cează mereu la fel. Așa. Mă duc bine, Ion. Da. Îl știe lumea. Îl știe lumea. Are așa, parcă tot timpul pledează. Dar nu pledează. E tot timpul într-o situație. Nu face așa ceva în instanță, că râd de aia. Ionașcu, Ion. E posibil. Ionașcu. Posibil. Nu vreau să... Da, că lumea știe cât să... Îl știe lumea, domnule. Ce domnule, și tot timpul are așa, e în fază și dar nu și pe telefon, când îmi unor intervine pe telefon și îl vezi gesticulând la telefon. Deci, sărător de mâini, scumpă, doamnă, în primul rând, nu știu ce. Mișcă și mâna. Da, pare că gesticulează și când e singur. Da. Dar dă-o dracului de treabă unde ai fi pus cheile acelea. Căci fără chei, cum să pornești mașina? Viața modernă ne obligă. Asta singur în casă, în timp ce își caută cheile. Viața modernă ne obligă la un trai complicat. Nu, e nevoie de chei, e de combustibil. Într-un exercițiu continuu, pentru că n-ai cum să fii așa spontan. N-ai cum e să fii așa. E exersat continuu, toată viața ai fost în sensul. Începutul teatrului. Aș vrea să-i văd pe amândoi. Pe amândoi, permiteți-mi să intervin. O, Doamne Sfinte Sisoie, ați intervenit a nu știu câta oară. Vei să spun. Întotdeauna pertinent, stimate interlocutor. Și al treilea. Pe cine mai vrei situație? Între închipuiți ăștia? Domne, să intervină și ăsta de la aur. Claudiu Târziu. Care... Măi, oameni buni, să stăm strâm și să judecăm drept. E un spectacol al... N-ai ce să faci acolo. Al cuvintelor vechi. Da, nu vechi, vechi. El nu e pe... Deci, Claudiu Târziu arhaism. E pe arhaism. Da, nu. Are neologisme? Alălaltul, vopsitul, e pe bătrânesc, dar nu cât să plonge. Adică bătrânesc, dar în zilele noastre. Da. Așa, vorbește ca un tătăiță. Iar ăsta, alaltul... Târziu... Asta la altul crede că dacă ești un pic pănas cu vorbele, lumea o să spună ce e intelectual rasat. Măi, avem nevoie de astfel de oameni. Lasat sau rasat? Plasat. A, plasat. Okay. Deci ăștia deci niște oameni, trei închipuiți. Vreau să văd și eu trei închipuiți într-o emisiune care... El și vorbește el când se duce și își cumpără ceva, ce își cumpără el, că nu știu ce își cumpără. Eu sunt convins că așa vorbește. El e din Craiova, nu? Ce faceți, doamna, aici? Când își ia la lubeniță. La supermarket acolo. Când ce faceți, doamna, aici? Asta e. Deci, dânsul e avocatul, da. Care are trei vorbează doctorate. Mine. Deci în drept, în teologie, astrologie elogiativ, și... Nu așa, pur și simplu. Vorbeam ca și cum... Prea mult, dar e în fază. Prea mult, zici, pe cuvânt zici că suntem într-o piesă de teatru de la început. Domne, zici că suntem în până când și-a dat... Zi-o, domne, chiar dacă e sună banal. Ce, domne, în Caragiale? Domne, am văzut piesă de teatru de Caragiale. Nu e, domne, oamenii sunt mai normali. Cu Trahanache, cu aia, cu Farfuridi, cu aia, oameni normali, cu Cațavencu. Deci ăștia sunt în realitate cum era Cațavencu când se prefăcea cu țărișoara mea. Deci ăștia sunt cu țărișoara mea când era Cațavencu fals, nu când era Cațavencu natural. Că după aia mai apare ca să avem cu alte ipostaze și îl vezi că era normal, avea și el o hârtie, voia să scoată maxim, de ea, dă-o dracu de treabă, face, mă pune și pe mine acolo sau nu. Deci nu există atâtea teatru, nu e nimic sincer la el, cum se spunea domnul, îi spunea fosta soție despre Alexandru Marghiloman, totul e fals la el cu excepția argintăriei. Asta nici nu știu la care argintărie. Apropo de argintărie. Pentru că despre aur s-a vorbit deja. Domne, îl face praf. Nu l-a făcut nimeni praf pe George Simion, cum îl face praf liderul USR, domnul Cătălin Drulă. Bă, l-a făcut pe praf. Pe procedură, praf și pulbere sau doar praf? Nu, praf și pulbere. E completă, asta e varianta completă. Îl face praf și pulbere. Na, mă, l-am văzut în toate felurile. Dar nu? De la ce s-au terorizat? Înverșunat așa stimabile? Stimabile! Nu ridica tonul la mine, pentru că... Nu-ți permit! Cuvintele dor mai rău decât armele.
Și nu mă refer la Putin. Taie e mai adânc decât săbile. Deci, domnul Zamfir, ce s-a întâmplat? Stiloul, a fost, vă rog. George Simion a fost maltratat continuu cu această idee că este suporter de fotbal, abuzat șef de galerie. A fost abuzat cu terminologia asta, domnule, șef de galerie, Georgica galerie, de cine? De parcă ar fi un lucru de ocară. De ocară? Nu, simpotrivă. Se înveșmânta și punea și fular la gât, adică nu părea încurcat de această... Domnule, păi de ce să-l încurce faptul că este suporterul unei echipe de fotbal? Găsit... Sunt de-astea țări... Da. În care dacă nu ești văzut pe stadion și nu susții o echipă într-o manieră, nu te bagă ea în seamă, ce politician ești tu. Nu te ia în discuție. Adică să vorbim serios, uite-te un pic la membrii familiei regale, se duc pe stadion, să haide bă, păi și tu. Membrii familiei regale? Britanice mă refer. Britanice, Italia era condusă că la noi prințul Duda nu participă la astfel de jocuri rudimentare. Al patrulea în această superbitate. Lași pe asta și prințul Duda? Nu. Da, prințul. Prințul Duda. Prințul Duda. Deci, vrei acest careu, daș? Care, da. Ionuț Stroie. Domnul avocat. Avocatul Ionescu. Și? Claudiu Richard din Imădăleu Târziu. Da. Și prințul Duda. Soarele de tăi. Îți dai ăștia patru la o masă. Și asta după a sfințit, când soarele deja... Începe cât după ce a fost deja, va fi fost deja. De trei sulițe pe cer... Și se apropie de amurg. De amurg, că îi văd în discuție. Aș vrea să îi văd pe ăștia patru la o masă. Deci, cred că l-ai putea convinge pe Tarantino să scoată un film. Și el are dialogurile alea interminabile. Da. Ar putea fi... Da. Putea... Păcat că denumirea Inglorious Bastards s-a folosit. Și poate colegii noștri de la alte televiziuni, unde rog, ar fi mai degrabă venitori, Să-i invite pe acești patru la o șezătoare. Domnule, aș uita 2-3 zile continuu la ei fără să mă opresc. Maraton. N-aș lua nici pauză de publicitate. Și nici ei nu cred că s-ar opri. Adică n-ar avea. Și n-ai nevoie să te implici. Nu, lasă-i. Nu te bagi. Îi strici. Le spui, vă anunț când e gata. Stac, și ai plecat. Nu le dai nici subiect, că îi găsesc ei. Cum să le dai tu subiect? Cine ești tu să-i dai lui Târziu subiect? Domnul Zamfir. Dai tu subiect? Dai tu lui Târziu subiect, îți dă el ție și subiect și predicat. Eram la drulă. Eram la drulă care îl terorizează pe George Simion. Cred ai, acum, măi, chiar... Deci a fost... Fără niciun pic de milă. N-a avut replică la așa ceva. Haideți să-l ascultăm și... Avem înregistrare. Haideți. Este o păcăleală a electoratului și faptul că PNL și generalul Ciucă se milogește de Marcel Ciolacu și de PSD, vă rugăm noi, haideți să le comasăm. Cu un singur scop. Ei știu că Alianța Dreapta Unită și USR îi va depăși la alegerile din 9 iunie la europarlamentare și că asta va spulbera un mit pe care încearcă să-l perpetueze convenabil. Ei încearcă să facă așa, să zic că avem pericolul extremismului care este ultra umflat. Da, există o creștere a extremismului și a populismului în toată Europa. Dar chiar și dacă ne uităm în alte țări, zona de 20, de 20 și ceva și la noi. Noi vedem, de exemplu, partidul domnului Simion, orice cercetare sociologică pe bune, la arată nu numai plafonat de vreun an de zile, dar într-o oarecare scădere. Și a apărut doamna Șoșoacă între timp, care compensează. Și dacă adunați cele două bazine, tot în aceeași zonă sunt. 75%, 80% din alegătorii români resping extremismul. Deci nu avem un risc real că extremiștii vor guverna. Deci, nu, domnule, nu. Așa când l-asculți, împuținează din. Nu, eu am crezut că zice altceva. Eu am crezut. Păi, aici bă, e bine să l-asculți înainte să eu crezi. Am citit declarația și sună altfel când. Păi întotdeauna când cuvântul scris are un alt impact pentru că îi dai tu tonul în capul tău. Domnul Buzeanu, adică am văzut. Deci dacă vrei să-l faci praf pe George Simion, îi spui, domnule, nu este un extremist adevărat. Dom'le, nu-l ia nimeni în seamă nici ca spaimă, nu se teme nimeni de el. Este pur și simplu o mediocritate a extremismului, o încercare de extremism, pur și simplu. E ceva derizoriu, domnule. Așa rezolvi problema. Domnul Buzeanu. Domnule, haideți acum cu toată spaima de fenomene politice extreme. Da. Nu există riscul să ajungă la guvernare nici Șoșoacă, nici Simion. Discuția despre cele două organizații conduse de cei doi politicieni, se poartă în jurul procentelor pe care le vor avea. Dom'le, cât de mulți oameni după chipul și asemănarea domnului Simion vor fi în Parlament și câți șoșoci vor fi în Parlament, dacă vor fi în Parlament șoșoci. Că aur intră sigur în Parlament, mai mult, cel probabil, va intra și partidul. Da.
Cum a că ajung ăștia la guvernare? Că ați văzut ce s-a întâmplat în Olanda? Lăsați-mă. Cu... L-ai văzut pe extremistul în Olanda, acolo, ăla, în părul, Suedia, care n-are și el decența să se vopsească cum face un politician român. Da, trebuie să ne mai întotdeauna. În Elveția, iară, sunt partide extremiste, de extremă dreaptă, da, cum sunt ele renumite. Și aia, l-ai văzut? L-ai văzut cum au început să vorbească după ce au obținut scorul la mare? În Italia? Da, în Italia, da. Da. Ia zi-mi mie de extremiști din Italia. Da. Cum sunt extremiști din Italia? Domne, acum doamna Meloni, care părea un pericol al extremismului, am auzit-o cu o declarație la un moment dat, zice, domne, trebuie văzut cu acești imigranți ilegali care vin în Italia, care ce fac? Ei au șaria, ei sunt finanțați de Arabia Saudită, unde există șaria. Păi ăștia nu sunt de acord cu LGBT-ul, nu sunt de acord cu... Deci, domnul Buzean. Păi ea era cu împotriva LGBT-ului. Buzean, și deci acum, există această practică a extremiștilor... Da. Ca atunci când ajung nici măcar la putere, ci aproape de putere, să se mai tempereze puțin. Că vă era tuturor frică de extremista Meloni. A ajuns Meloni și se închină lumea la ea și zice, bă, da, proste, că susține lupta împotriva pericolului rusesc. Corect? Da, da, este adevărat. Păi susține lupta împotriva pericolului rusesc, fă că n-a luat nici măsuri ultra-radicale, din când în când pe la un discurs public mai întâlnești niște nuanțe de alea care să-ți amintească de unde s-a plecat. Da, concret. Concret ce? Concret ce? Multă vorbăraie. Și o să vezi că și în cazul celorlalți. Nu pe asta riscul de... Nu eu cred. Aici sunt mai... Cum sunt unii eurosceptici, aici eu sunt mai sceptic în privința argumentelor noastre. Dar la Meloni mai e vreun dubiu? Nu știu, domnule, că sunt imprevizibili oamenii ăștia și nu asta e problema Meloni, ci în general toată Europa este în acest moment cucerită de extrema dreaptă, care spui tu că își subțiază din glas în momentul când ajung la putere, dar eu știu că nu sunt chiar constanți oamenii, adică la un moment dat te trezești că se pot sincroniza. Când e nevoie. Păi eu știu, poate acum la aceste alegeri europarlamentare, când vor năvăli în Parlamentul European, va năvăli această tranșă. Au mai fost partide extreme. Totul pleacă, domnul Zanfir, de la acești migranți ilegali care au împânzit Europa și sigur că la noi nu se vede această problemă și oamenii când spun chestia asta poate părea ok. Domnule, sunt două subiecte care bântuie Europa pe zona asta. Pentru Europa occidentală, discuția despre migranți și pentru Europa răsăriteană, pericolul rusesc. Rusesc, doar că eu încerc să spun că sunt împreună. Eu am această domne, anticipație și stau și mă gândesc dacă nu care cumva prietena domnului Putin, Merkel, Angela, care a decis această situație, care se Angelica. Petrece acum în Europa. Așa. Românii nu știu, adică poate nu sunt atât de preocupați. Au auzit de fermierii, care, dar problema principală a Europei acum sunt migranții ilegali. Așa au câștigat ăștia toți. Toți ăștia pe care i-am vehiculat mai devreme au câștigat din cauza migrației ilegale. Domne, Angelica... Da. A fost pion otrăvit al lui Putin. Și acum noi ne vom putea trezi cu Dar știi că povestește asta de fiecare dată? Hai să fim corecți și să spunem. De ce să nu fim corecți? Cine i-a zis stop Angelicăi Merkel când încerca, când încerca să consolideze dependența de Rusia aici, a Europei? Aici nu aș vrea să ne reprezentez pe Donald Trump Așa? Și să spunem lucrurile pe nume. Bă, dacă a nemulțumit cineva cu adevărat China sau Rusia, bă, Donald Trump e. Deci la eu mă gândeam că o să fii de partea adevărului istoric și o să spui că premierul României, la acea dată Viorica Dăncilă, i-a spus nu Angelei Merkel. Când e adevărat? Nostrim 2-ul, când a trebuit... Da, corect. Bine, bun. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu alte adevăruri istorice. Așa cum am explicat în parcursul emisiunii de astăzi, acolo la Prahova, funcția va fi preluată de cineva și sigur că lumea se va uita la acel cineva ca la un om care trebuie să continue o tradiție începută, pentru că Iulian Dumitrescu, în starea sa de corupție invocată de DNA, sigur este un continuator al corupției de acolo. Toți precedenții au fost implicați în dosare de corupție. E o tradiție a corupției acolo la Consiliul Județean. E o tradiție începută în 2004 de cel care se numea Florin Angel. Multă lume nu-și mai ține minte, dar... El a început la PNL, a trecut pe la Dan Voiculescu, după aia a ajuns la PDL, mă rog, a mai încercat și pe la alte partide fără succes.
El a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani de închisoare cu executare. Condamnarea însă a fost anulată de un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a dispus rejudecarea. Deci, sigur, acum trebuie să vedem că a fost și o traiectorie a lucrurilor. Unii condamnă, alții îl exonerează. Cel s-a judecat an de zile, da, până când, în aprilie 2023, deci în primăvara anului trecut, s-a luat act de faptul că faptele s-au prescris. A trecut vremea lor până la urmă. Faptul faptelor. Dacă nu ți-ai făcut pușcărea vremea ei, uite, trece vremea faptelor. Deci, s-au prescris. Da. Motiv pentru care a încetat procesul. Așa au decurs lucrurile. Într-o situație similară a fost trecut și domnul Mircea Cosma. După Florin Anghel, la șefia Consiliului Județean Prahova, a venit Mircea Cosma. Inițial condamnat la 8 ani. Situația arată în felul următor, da? Închisoare. Pentru abuz în servicii și luare de minte. Florin Anghel, Mircea Cosma și, în zilele noastre, aveți Iulian așa Dumitrescu. Da. Condamnare, s-au prescris faptele într-un final. Da. Condamnare și s-au prescris faptele într-un final. Înțelegeți? Deci asta e traseul până la urmă. Acum s-a vedem ce se va întâmpla. În traseu să vedem cine va prelua Consiliul Județean și această tradiție frumoasă care se ține acolo și sigur care vă care succes, adică multă lume. Au succes și politicienii acolo. Da. E o tradiție de succes pentru politicieni care reușesc întotdeauna să fie acuzați, condamnați în primă instanță pentru fapte care într-un final se prescriu. Prescrie, da. E un județ foarte interesant. A produs oameni politici foarte ca să evit interpretările, zic tot interesanți. Amintește-ți că și Sebighița tot acolo. Tot de acolo provine, da. Da? Și mulți alții, mulți alții. Yeah! Dar despre asta și multe altele vom vorbi de vorbi acolo. Despre Prahova. Vom reveni cu subiectul, să aveți o Românie bună în continuare. Și un weekend minunat. Ne vedem luni, ora 18. Toate cele bune.